Domnul Igor Talmazan, director al Serviciului Vamal din Republica Moldova, este oaspetele Europei Libere. Mulțumim mult, domnule director, că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. Vom vorbi despre încasările veniturilor la bugetul de stat pe care le acumulați la VAM, despre contrabandă, despre corupție, despre prioritățile pe care le aveți pentru anul 2022, despre toate acestea pe parcurs. Acum să vă întreb ce cotă din buget reprezintă veniturile din activitatea structurii vamale. Da, în primul rând, bună ziua dumneavoastră, sărbători deja care au trecut la toți conaționalele noștri. Ați deschis o paranteză foarte largă, nu știu dacă o să reușim noi pe parcursul emisiunii să vorbim toate doar așa pe diagonală. Cota veniturilor la bugetul național se cifrează în proporție de 60% din veniturile acumulate în general, dar ținând cont, adică de anumite specific, de un anumit specific, adică o însă și o parte din taxele percepute, drepturile de import percepute, ele în proces de funcționare economiei, să spunem așa, ele sunt restituite și ulterior reîncasate când este vorba despre aceste impozite indirecte. Când nu vorbim despre TVA sau despre acciz. Da, ele în proces sunt parțial restituite, dar oricum se regenerează și se compensează indirect din produsul final, dacă se poate spune în felul următor. Dar proporția este de 60-70, în funcție de lună. Da, în comparație cu alte state, pentru că aud deseori constatări de felul că nu ar trebui statul să conteze doar pe aceste încasări ale veniturilor din vamă. Părerea de rău așa este, nu ar trebui statul, ar trebui să aibă o economie propriu direct dezvoltată. Majoritatea impozitelor ar trebui să fie încasate din impozit pe venit și din notă de salariu, din impozit pe venit agenților economici sau din alte impozite care sunt reglementate în fiecare stat în parte. Dar economia Republicii Moldova este părere de rău așa cum este și la moment acest echilibru este asigurat din banii care sunt transmiși de către conaționalii noștri care lucrează în afara țării. Dumneavoastră ieri ați dat publicității unui comunicat de presă din care o să citesc: Serviciul Vamal raportează încasări de peste 393 de milioane de lei în perioada 10-16 ianuarie, anul curent. De asemenea, de la începutul lunii ianuarie, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 690 de milioane de lei, fiind atestată o creștere de 56,7% față de încasările din intervalul corespondent al anului trecut. De ce au crescut? Sau procentual ele au crescut, dar dacă privim aspectul comparativ cu lunile precedente, adică cu luna decembrie-noiembrie, ele sunt mult mai mici. Păi, e dificil de spus de ce au crescut. Eu n-aș vrea acum să fac niște declarații de drag declarațiilor. Sperăm că aceste încasări sunt rezultatul unor declarări mai corecte a valorii în vamă, exercitării în mod corespunzător a obligațiilor colaboratorilor vamali. Dar pot fi unii experți economici, desigur, să argumenteze pe faptul că s-au majorat accizele, inflație, cursul valutar și multe alte aspecte. Nu avem analize detaliate, anume în partea ce ține de ce au crescut aceste încasări. Este evident că ele au crescut, în ce formă o luau, ele sunt mult mai mari. Chiar și pe anul precedent noi am avut încasări de 27 de miliarde, a fost planificat 24 inițial, ulterior s-au majorat la 28 de miliarde mult încasările, s-au majorat ulterior la 27 prin luna noiembrie, dacă nu greșesc, când au fost modificări la bugetul național. Plus minus detalii genul dat. Pe anul acesta avem tot planificat 29 de miliarde, dacă nu greșesc. Cifra de control este stabilită. Cifra de control, adică să fie clar pentru toți oamenii care vor să-i privească, este o planificare a bugetului. Adică însă structurile statului funcționează pe anumit plan. Adică însă cheltuielile sunt corelate cu încasările. Și din care motiv noi când redăm aceste comunicate ne referim la cifra de control sau indirect cifra planificată. Doar sunt să fac anumite calcule în funcție de anii precedenți. Da? Iată, în anul trecut, pe luna ianuarie, au fost atâtea încasări implicit, pe anul ăsta fix așa se planifică anumite încasări. Ele au crescut, într-adevăr, nu pot să n-avem o explicație cap-coadă de ce ele au crescut și sperăm că să menținem acest ritm. Eu știu că de multe ori când sunt aceste comunicate sunt redate în public, mulți privesc cu anumită reticență, mulți ne critică pe motiv că înseamnă că fie că economia nu se dezvoltă,
fie că prea mult presăm agenți economici sau cetățenii din diasporă, nu este chiar așa. Noi încercăm să menținem acel echilibru. Încasările de la cetățenii în general, ele cam în jur la 3,7%, dacă nu greșesc, 3,7-4% în funcție de anumite luni. Deci nu putem să spunem că am pus o presiune mai mare pe agenții economici. Echilibrată încercăm să facem aceste încasări. Dar totuși foarte des din mediul oamenilor de afaceri se aud constatări că se fac presiuni pe cei, mai ales pe cei care importă produse, mărfuri. De acord, noastră. Avem în permanent comunicare cu mediul de afaceri. Probleme sunt multe. Probleme începând de la control vamal până la valoare, clasificarea mărfurilor, alte aspecte care le discutăm permanent, însă și servicii care sunt prestate de către alți operatori implicați în procesul de vămuire, dacă doriți puteți zisi din paranteza. Dar aș vrea să precizez în start. Serviciul vamal este o autoritate publică care poate fi identificat ca un rău necesar. Adică ce ar însemna un rău necesar? Adică ar însemna că este o autoritate care... Ce nu face? Noi oricum nu vom fi pe placul cuiva. Deoarece, fim realiști, la nimeni nu-i place când colaboratorul vamal efectuează un control la bunurile personale, la trecerea frontierei, sau când calculează niște drepturi de import în situația în care agentul economic ar vrea să plătească mai puține drepturi de import. Adică am vedere TVA, acciză în funcție de taxe vamale, în funcție de mărfurile care sunt importate. De aceea, permanent vom fi taxați, dar ar vrea să fim taxați și să fim cumva apreciați corect. Probleme sunt, sunt acte de corupție, linii de contrabandă, chestii care încercăm în timp să le ajungem la corupție, da. Și la contrabandă la frontieră, dar mai întâi, pentru că am discutat cu mai mulți... Dacă îmi permiți o mic paranteză, vreau să zic. Dacă noi fortificăm măsurile de control, accelerăm puțin controlul, atunci agenții economici sunt împotriva faptului că, adică apar acele plângeri, să spunem așa. Nemulțumiri. Da? Nemulțumiri din partea agenții economici că prea fortificăm măsurile de control. În situația în care noi relaxăm cumva măsurile de control, atunci apar plângeri din partea producătorilor autohtoni. Și de identificat acest mijloc de aur e foarte dificil. Deoarece, părere de rău, Serviciul Vamal în Republica Moldova exercită și alte atribuții care sunt improprii. Serviciul Vamal, în alte state, aceste atribuții sunt realizate de alte autorități publice, așa, protecția concurenței sau măsurile salvgardare, care în mod normal ar trebui să ocupe alte autorități publice, să identifice acele mărfuri sau acele bunuri care în fel sau altul dispun de anumite facilități în țara de proveniență, da? Și într-un fel sau altul... au undă verde pentru a fi exportate din țara de origine. Da, au undă verde de a fi exportate din țara de origine, într-un fel sau altul afectează economia și producătorul autohton. Adică mai este vorba de multe cazuri de valoare în vamă. Da? Mulți agenți economici se plâng pe faptul că adică nu este majorat valoarea în vamă. Dar în situația în care vom relaxa aceste măsuri, atunci avem toate șansele în câteva luni de zile, în general, să producătorul autohton să falimenteze. Deci încercăm să asigurăm un mecanism de echilibrat. Tocmai asta am vrut să vă spun și eu. Am discutat cu mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri și ei puneau o întrebare și mi se pare o întrebare legitimă. De ce cei care produc aici pe interior, în Republica Moldova, nu pot ține piept concurenții? Pentru că prin vamă trece foarte multă marfă și această marfă uneori este evaluată mai mult la un preț simbolic, așa cred ei, decât prețul adevărat al acestei producții. Și atunci producția din Republica Moldova rămâne fie pe câmp și se strică, se alterează, fie că unii dintre cei care au anumite afaceri renunță la afaceri pentru că nu sunt profitabile. În fiecare caz putem privi lucrurile diferit. Cum am menționat, în alte state mai bine dezvoltate, există un mecanism de protecție a pieței prin diferite instrumente. Este vorba de acele certificare produselor. Da? În Uniunea Europeană, anumite produse, nu aș vrea să nominalizez care static, nu ar fi corect din partea mea, nu sunt certificate și nu sunt admise pe piață. Deoarece se protejează producătorul autohton care, într-un fel sau altul, produce bunuri mai calitative. În alte țări sunt stabilite anumite rigori în comparație cu niște măsuri de compensatorii, dacă se poate spune în felul următor, adică dacă anumite produse în țările de origine au beneficiază de anumite facilități, implicit ele sunt taxate cu o anumită marjă pentru a asigura un echilibru economic.
Noi importăm roșii, spre exemplu, din Turcia, da? Noi cunoaștem foarte bine că în Turcia aceste roșii cresc de două ori pe an. Totodată avem încheiat un acord cu Turcia, prin care stabilit anumite cote la import. La ei prețul de producere este mult mai mic ca Republica Moldova. Și noi avem niște indici orientativi, cum este și în Uniunea Europeană, apropo, pentru agenții economici care efectuează importuri, să dumnealor cunosc că în situația în care, conform actelor comerciale, invoice-ul, în cazul dat, se prezintă o valoare net inferioară decât e prețul de piață și s-ar produce niște importuri ca măsuri, ca un fel de dumping, adică pentru care ar avea efect negativ asupra producătorilor autohtoni, atunci, în situația în care sunt suspiciuni că această valoare în vamă este incorrectă, noi procedem la majorarea valorii în vamă sau în situația în care nu se prezintă actele în mod corespunzător. Și pe multe aspecte, genul dat, noi putem să evocăm circunstanțe diferite. Deci eu și am menționat că una din sarcinile serviciilor vamale este, într-un fel sau altul, asigurarea securității economice a statului. Și vă reușește să asigurați această securitate alimentară, economică? Încercăm acum să încercăm cel puțin să facem față până la moment. Suntem în proces de reorganizare și de implementare a un nou sistem de analiză a riscurilor. Prin procesul de reorganizare urmează cum să mai multe subziuni care sunt în cadrul serviciului vamal și vom crea acel mecanism care să asigurăm o stabilitate în importurile care sunt efectuate. Iată, noi avem Suntem la intersecția mai multor drumuri comerciale. Avem acorduri încheiate, la noi importurile efectuează din țările CSI, din Turcia, din Uniunea Europeană și din alte țări, desigur. Le-am menționat peste 3, deoarece, conform acordurilor încheiate, sunt anumite facilități. Eu, nu știu, am vorbit și cu colegii pe platformă parlamentară. Poate, într-o anumită măsură, cu excepția acordului de asociere cu Uniunea Europeană, noi ar urma să reexaminăm anumite acorduri sau, dacă ar fi posibil, n-ar vrea să nominalizez statele, deoarece n-ar fi corect din partea mea, dar reșind din balanța importurilor și exporturilor, s-ar putea fi făcut o analiză. Deci deseori care este negativ în defavoarea Republicii Moldova. Da, este negativ în defavoarea Republicii Moldova, în situația în care noi exportăm, de exemplu, de 3 miliarde și ceva, dar importăm de 7 miliarde și ceva de lei, atunci este evident că acele facilități sunt acordate pentru anumit produs, sunt în defavoarea bugetului Republicii Moldova. Sunt multe întrebări care noi încercăm să identificăm niște răspunsuri la ele și cumva ne organizăm activitatea în acest sens. Agenții economici, desigur, că o să ridice multe, o să aibă multe plângeri în sensul dat, nu o să fie de acord cu anumite acțiuni ale serviciilor vamal, dar este un proces tare delicat, deoarece și agenții economici nu procedează în niște acțiuni de rea credință, să spunem așa, când importă din anumite țări în care își facilitează exportul și nu este atât asigurat traseul, verificarea exporturilor, să spunem, m-ar fi să mă exprim corect, și poți să-ți scrii în acele invoice-uri sau facturi, în funcție de țară, orice dorești în ele și la orice preț, și atunci când în cadrul... Și orice cantitate? Și orice cantitate, de multe ori cantitatea nu prea coincide, pentru aceasta iarăși impunem linia a doua de control, adică pe linia antifraudă. Per exemplu, o încărcătură cu fructe, da? Iar noi punem întrebarea de ce sunt multe fructe în piața neagră, da? Sau legumi. E, conform actelor comerciale, este declarată o cantitate de 4 tone, dar se importă de fapt 5 tone. Aceea diferență, dacă nu este depistată, ea se vinde în numerar. Și tot în numerar se procură acea cantitate. Respectiv încercăm să identificăm acele linii de contrabandă, dacă se poate spus. Contrabandă este un termen general. Contrabandă, dacă privim din punct de vedere legal, este o infracțiune care prejudiciu trebuie să fie mai mic de 400.000 dacă a trecut pe impostul vamal. Dacă în afară pe linia verde este vorba de 200.000. Adică nu toate faptele noi le catalogăm general ca contrabandă, dar în fapt ele sunt mai mici. Este deja dacă au intrat teritoriul Republicii Moldova evaziune de la plata taxelor vamale și multe alte. Cu mai multe ocazii se vorbea și despre alte nereguli, precum că cerealele, zahărul, este trimis peste hotare ca după asta să fie importat în Republica Moldova și la alte prețuri. Și puțin altfel, ce ar însemna? Cerealele n-aș vedea să fie exportate și ulterior importate. În privința zahărului este poate invers, este importată Republica Moldova și ulterior exportat
De fapt, noi importăm un anumit tip de zahăr și exportăm alt tip de zahăr. Aș vrea să vă spun o nuanță, că la moment examinăm aceste operațiuni. Însă și legislația vamală în Parlament a fost modificată. Noi acum suntem într-un proces amplu de examinare a cadrului normativ prin examinarea acelor facilități sau acelor regimuri vamale care, într-un fel sau altul, ele avem suficiuni că nu sunt chiar corecte. Este vorba de acele antrepozite vamale, zone economice libere. Uniunea Europeană, în principiu, nu este de acord cu modul cum funcționează la noi zonele economice libere. Ele la noi au anumită creștere economică, sunt benefice, creează locuri de muncă, dar sub aspectul integrării în legislația europeană, ele nu se prea încadrează. Și acum vedem să identificăm acel mijloc de aur, deoarece intră în vigoare codul vamal la 1 ianuarie 2023, și sunt anumite modificări în partea respectivă și încercăm să urmează să mai elaborăm un proiect de lege prin care să racordăm cumva legislația. Noi avem prea multe regimuri suspensive. Ce înseamnă aceasta? Adică la momentul importului, efectuarea importului, nu se achită drepturile de import. Dreptul de import am vedere taxele vamale. Taxele vamale, taxe TVA-ul, accizul după caz, procedura vamală se achită în tot cazul, dar după anul nou deja nu o să mai fie încasată această taxă. Și prin această amânare a drepturilor de import, de fapt, se prejudicează într-un fel sau altul bugetul. Spre exemplu, în România nu există așa multe tipuri de facilități, cum la noi este prevăzut pentru antrepozite vamale, zone economice libere, alte regimuri vamale care, într-un fel sau altul, suspendă drepturile de import. Și ce spuneați dumneavoastră de zahăr sau alte bunuri care ele, la moment, acest regim de antrepozit vamal, acord care va facilități, într-adevăr, au fost anumite probleme în sensul dat. La moment le examinăm, nu pot deschid mult paranteza, dar de grabă o să-mi fie clar tot tablou. Dar sub ce aspect le examinați? Sub toate aspectele. Dacă s-au introdus în principiu Republica Moldova acele cantități de care au fost declarate, dacă ele au fost scoase din acele antrepozite declarate la import, este vorba de carne, de alte produse care ați menționat dumneavoastră, deoarece ce se face pe aceea? Iată, acum la 1 ianuarie s-au deschis cotele, așa? Cotele ce înseamnă? Noi avem acord cu Uniunea Europeană și anumite tipuri de produse beneficiază de facilități vamale, în sensul că scutite taxe vamale. Ele se introduceau la sfârșitul lunii noiembrie, da? Se importau în Republica Moldova, se plasau în regim vamal de antrepozit vamal și ulterior la 1 ianuarie erau scoase din antrepozit, plasate automat pe piață și cumva erau acoperite integral la aceste cote. Nu chiar integral, dar parțial, practic, erau acoperite de câțiva agenți economici. Monopoliști? Da, era un fel de monopol artificial creat. Acum noi monitorizăm că aceste tranzacții să fie cât ori de cât corecte. Așa să iese un apel către agenții economici să fie corect. Să nu mai admite înțelegeri de cartier. Sau alte forme din astea de eludare a cadrului normativ. Noi suntem cu ochii pentru poziții amale în special. Monitorizăm zilnic cotele cum sunt administrate. Cotele sunt administrate după formula primul venit, primul servit. Dar nu după formula declarării de fapt. Dar real, marfa urmează să fie introdusă în Republica Moldova și achitate drepturi de import. Iată, acesta este și mesajul. Eu cred că cine a avut de înțeles, dacă vor să uite la emisiune, vor să înțeleagă. Carburanții astăzi au atins prețuri la cote maxime. Când trec vama, totul e ok în setul de acte. Dar haideți că a fost și pe multe mesaje de astea publice, a fost pe tema carburanților. Noi am examinat, poate ceva ne-a scăpat de vedere, dar am examinat cap-coadă toate aceste tranzacții. În special s-a vehiculat despre faptul că o parte din acești carburanți, de fapt, sunt introduși în regiunea de controlat de autorități Republicii Moldova și ulterior sunt, dar de fapt rămâne aici pe loc teritoriul Republicii Moldova fără tare drept de import. Am monitorizat aceste tranzacții. Poate au fost anterior niște devieri de astea mai mari care nu au rămas în sistemul informațional. Dar la moment, dacă nu greșesc, importul în regiune este 7 sau 8% din volumul total de import care se efectuează integral pe teritoriul Republicii Moldova. Adică careva indici că s-ar face careva evaziune din segmentul dat nu este. Al doilea moment, să luăm și aspect practic niște lucruri. Carburanții se importă de la rafinării, niște agenți economici mari, puternici. Ei nu o să admită niciodată că se libereze acele documente vamale fără sau surplus de marfă sau invers. Adică cât de cât sunt corecte. Da, ei nu fac tranzacții cu agenți economici mici.
Agenți economici mici urma, îi procură de la dealerii lor, dacă nu greșesc, ele sunt câteva companii mari, da? Și la dreptul din impozit achit la momentul introducerii în Republica Moldova. Este vorba de accizul și TVA. Și le se achită imediat. Adică când agentul economic deja ajunge vamă, el urmează să aibă pe cont acei bani care se achite. Pentru toată cantitatea integrală. Cantitatea este sigilată, cantitatea este cântărită, deoarece combustibil se importă în toni, dar se comercializează în litri. Și în funcție de această densitate, chestii... Deci aici dat, mari nereguli acum nu admiteți că nu, ar putea nu, să se facă. Nu, n-am văzut. Noi poate s-au făcut pe anumite segmente, dar numai în cazul în care n-au lăsat urme. Dar e dificil. Au fost ridicate careva întrebări în partea cetățenii din porturile efectuate în portul internațional Liberge-Juliești. Am examinat complet toate multe aspectuale, dacă se poate spus, și astfel de tranzacții. S-a vehiculat despre proiectul 1061. Am examinat tot ce ține acolo, dar în principiu chiar însuși operațiunile de import nu puteau fi cumva catalogate ca prejudicând bugetul Republicii Moldova, pentru că ele se import fără achitare drepturilor de import. Și ulterior, chiar dacă sunt reexportate din port, ele nu afectează bugetul. Dar totuși suntem cu ochii pe astfel de tranzacții, încercăm să le monitorizăm și să vedem dacă nu se fac careva, să spunem, ilegalități pe segmentul respectiv. Ați amintit ceva mai devreme? Dar dumneavoastră ați precizat despre prețuri. S-a majorat accizul acum de la 1 ianuarie, da? Și înainte de sărbători, într-adevăr, a fost importat o cantitate mai mare de produs petroliere și acum informația respectivă a fost transmisă la ARE, Agenția Națională de Reglementare Energetică, și deja este competența lor să aprecieze dacă acea cantitate care a fost importată până la anul nou, și cum este corelat cu prețul actual. Nu prea țin din sfera competența serviciului VAMAL, dar dacă este nevoie, noi prezentăm toată informația, este necesar putem să ne implicăm în acest proces. Odată ce s-au achitat drepturile de import, s-a declarat regim VAMAL de import și le-au ajuns teritoriul Republicii Moldova, în nouă sfera de competență a serviciului VAMAL deja se cam încheie. Deja este calibrare internă și țin de competența serviciului fiscal. Domn director, ați amintit ceva mai devreme despre tranzacțiile care se fac și la așa zisa frontiera administrativă cu regiunea transnistreană. Eu atunci când trec Nistru în cealaltă parte, foarte des aud întrebări de la oameni de ce ar trebui să existe aceste puncte de control și puncte vamale pe acest segment administrativ. Cetățenii din regiunea transnistreană, teritoriul controlat de autorități de Republica Moldova, precum și agenții economici, nu achită dreptul de import aici. Pe subiectul dat au fost foarte multe discuții, inclusiv pe linie politică, da? Că ar trebui să stabilim careva taxe. Și aici deja, iarăși mă depășesc cu competență, dacă noi într-adevăr trebuie să stabilim careva taxe. Toate livrările, când mărfuri se importă de regiunea transnistreană, se achită dreptul de import. Ele sunt tranzitați spre zonele de control vamale interne, unde se achită aceste drepturi de import. Și implicit, când tranzitează pentru import, spunem, în acea regiune, ele nu sunt achitate, sunt achitate acolo, un fel de buget al lor autonom. Deja este o problemă destul de delicată, dar nu suntem numai noi, Republica Moldova, implicați pe acest, în soluționarea acestei probleme. Dar trebuie să existe totuși aceste puncte vamale. Altă formă, la moment, conform acordului 92 încheiat, s-a stabilit că sunt serviciile, că conform acelui acord, urmau fi amplasate servicii vamale și servicii fiscal, dacă nu greșesc. Serviciul fiscal, la un moment etap, s-a retras și a rămas numai servicii vamale și, desigur, cu poliția rutieră, da, care din acele localități. Altă formă de a menține câtuși de cât un echilibru și a asigura o securitate economică a Republicii Moldova, prin admiterea actelor acestei de contraband, la moment nu există. Și avem numai aceste puncte de control vamal intern, 11 la număr, 12 se primește, prin care asigurăm cât de cât un control la cele mărfuri care se introduc din regiunea transnistreană în teritoriul Republicii Moldova. Și acela, adică este teritoriul Republicii Moldova, dar e controlat de către autoritățile Republicii Moldova. Este un subiect tare delicat. Eu încerc acum să vorbesc prin ghilimele, știți că situația însăși regională la moment nu este chiar bună, dar noi trebuie să revenim la această problemă și să identificăm o modalitate pentru a asigura integral securitatea economică a Republicii Moldova. Deoarece la moment
facilitățile care sunt acordate în acea regiune, în raport cu facilitățile, cu acest schem de impozitare care este Republica Moldova, este diferit. Fapt ce generează multe acte de contrabandă, de astea mărunte, dar care influențează esențial asupra economiei Republicii Moldova. Noi nu prea facem față de sinistor serviciu vamal, acum suntem în proces de reorganizare, examinăm posibilitatea întăririi capacităților, fortificării capacităților antifraudă în sensul de a majora numărul echipelor mobile a colaboratorilor vamali care vor cumva vor monitoriza toate întrările de mărfuri din regiunea transnistriană și invers, tranzitarea spre regiunea transnistriană, deoarece mai fost s-au vehiculat și sunt bănuieri rezonabile că așa și-a fost, că anumite mărfuri se declarau ca fiind din port în acea regiune, dar de fapt ele rămâneau pe teritoriul Republicii Moldova și erau comercializate în numerar pe Piața Neagră. Da, deseori s-a vorbit despre acest aspect al problemei, despre contrabandă, să vorbim în continuare și dacă e tot atât de mare contrabanda care se face la hotare și vorbim despre țigări. Țigările au fost și rămân a fi o marfă de contrabandă și cum se explică acest lucru? Explicația lucrului este foarte simplă. Anterior au fost acțiuni de facilitare a contrabandei, ele cumva s-au creat niște grupuri de interese, grupuri care permanent s-au ocupat cu aceste acțiuni ilegale. Acum noi încercăm să facem față la toate aceste acțiuni. Noi nu avem niște măsurători interni care ne-ar proba cu certitudine care este volumul produselor de contrabandă, în special al produselor din tutun. Aceste măsurători le fac alte organizații internaționale sau însăși care am văzut și noi, am publicat și noi niște date. Potrivit datelor lor, indicele contrabandei, cel puțin piața românească a produselor provenite din Republica Moldova, este în descreștere, este undeva la 3-5%. Eforturile, desigur, sunt în comun cu poliția de frontieră, cu alte structuri de abilitate, dar bine, n-am vrea să ne îmbătăm cu apă rece, știți cum se spune, dar ce am vrut să menționez. Dar cum să înțelegem? Nu sunt suficienți de precauți agenții de la vamă? Mai sunt cazuri că sunt implicați și agenții de la vamă și implicați și colaboratorii poliției de frontieră în funcție de linia de contrabandă care a fost în timp structurată. Ideea care este, în principiu, noi trebuie să avem niște eforturi comune cu România și cu alte țări europene. Păi, dar sunt acorduri transfrontaliere. Avem acorduri transfrontaliere. Ideea care este, prin acțiuni de contrabandă, de fapt, este prejudicat mai mult economia Uniunii Europene și economia României. Așa? Când se face această linie de contrabandă, el puțin care se pornesc așa haotic. Adică ea, în principiu, este cumva un proces care e o înțelegere dintre mai multe părți implicate. Și noi încercăm de comun acord cu partea română să identificăm acele verici slabe, cum s-a spus și de la ei, din posturile vamale. Dar noi din posturile vamale nu putem spune că în proces de contrabandă este implicat numai funcționarii vamali din Republica Moldova. Fim realiști, punem lucrurile pe nume. Păi dacă ajung pe piața României sau mai departe de România, cineva le întreabă, evident sunt două părți. Da. Alt moment ce am vrut să precizez. Catare fiecare stat. Își protejează securitatea economică prin verificarea mai mult a importului. La noi s-a mers pe calea că pentru a nu admite prejudicarea imaginii Republicii Moldova, noi verificăm la maximum și exportul. Bine, mai sunt, cum am precizat din start, niște înțelegeri. Eu sunt de parte de gândul că actele de contrabandă mari și exporturile astea mari, spre exemplu, prin locuri special amenajate cu țigări, univa nu sunt corelate cu și înțelegeri prealabile cu fie colaboratorii vamali, fie colaboratorii poliției frontiere și alte structuri. Adică când se face o linie de contrabandă, ea se asigură din toate punctele de vedere că nimeni nu o să încurce. Eu pot garantez un lucru, că am încercat în 4 luni zile când sunt în serviciu vamal, cu siguranță n-am tolerat nicio fel de schemă, n-am semnat-o și nu m-am implicat în niciuna din ea, dar ele univa mai funcționează. Acum avem mai mult timp operațiuni în desfășurare, prin care încercăm să identificăm acele persoane. Doar am un proces de analiză completă a traversărilor frontiere, a mijloacelor de transport care traversează, a persoanelor care traversează. Am făcut o bază de date comune să identificăm acele persoane care permanent sunt predispuse la acte de contrabandă. Dar în un moment
De ce să facă contraband? Deoarece este diferența dintre produse. Așa? Noi acum cum lucrăm foarte bine cu... Diferența de preț. Diferența de preț, da. La noi accesele sunt mai mici, dar problema este că atunci când se majorează anumite accesele, deja o să generăm acte de contraband la noi. Noi cel puțin, ca să menținem nivelul, să nu fie prioritar bugetul Republicii Moldova, într-un fel sau altul, trebuie să avem niște prețuri corelate cam aproximativ cu Ucraina, care tot este un mare producător de țigări. În situația în care noi vom admite un decalaj mare, atunci vom genera acte de contraband la noi, Republica Moldova, nu la export. Așa e. Acum, cel puțin importul în Republica Moldova, el e, știți, e paradoxul. Noi încercând, luptând cu contrabanda, de fapt, bugetul Republicii Moldova pierde. Nici cu bugetul, deoarece scade importul. Scade importul cu motiv că nu pleacă atâtea țigări prin contrabandă în Uniunea Europeană. Acolo sunt mai scumpe. Nu, că eu, de departe de gând, cu teritoriul Republicii Moldova, noi să găsim țigări aduse prin contrabandă. Deoarece nu este interesul economic. Ele nu sunt așa de scumpe la noi în raport cu alte țări. Atunci ele sunt procurate, toate capturile care noi le avem, ele sunt marcate cu timuri de acces. Adică pe acele pachete țigări deja s-au plătit impozitele, accesul TVA-ul, și ele pur și simplu, întrucât în România, spre exemplu, sau în alte state din Uniunea Europeană sunt mai scumpe, ele pleacă în cor. Și adică noi, prin micșorarea volumului de prin contracararea actelor de contrabandă, noi, de fapt, micșorăm importurile și implicit încasările la buget public național. Suntem într-așa o situație de paradox. Dar, oricum, ne-am asumat chestia dată. Noi verificăm în continuare exporturi, deoarece noi, dacă vom, cumva, vom relaxa măsurile de export, atunci o să fim catalogați că, într-un fel sau altul, permitem contrabanda. Dar cu excepția țigărilor, unde încă mai este vădit contrabandă? S-a vorbit despre chihlimbar, s-a vorbit... Da, au fost diferite, să spunem, proiecte de astea, cum se mai sunt ele numite, prin serviciu vamal, linii, scheme și tot așa mai departe. La moment, cel puțin, eu nu cred că ele sunt într-așa măsură. Mai avem anumite suficiuni în partea ține de anumite produse medicamente din astea, cum le mai chipun în ora, nobilizante, se mai transportă într-un fel sau altul și încercăm să monitorizăm subiectul. Dar chestii din astea mai majore care au fost anterior identificate, noi am ridicat dosarele, am identificat persoanele și am procesul, un proces de analiză, să vedem că persoana care s-a ocupat toată contrabanda e foarte dificil, că ea deja nu se mai ocupă contrabanda și s-a apucat undeva de lucru ceva serios. Și nu prea credem în chestiile astea. Și de aceea noi suntem cu monitorizăm acest proces, dar din datele care îți spunem nu au așa amploare. Mai avem anumite semnale că ceea ce ține de aur, spre exemplu, importul aurului în Republica Moldova și vinderea piața neagră, tot este o problemă, deoarece este greu de identificat. Deja iau o amploare substanțele narcotice, alte fenomene de felul dat. Dar scheme din astea mari, eu pot vă spun un lucru. Ele niciodată nu s-au făcut fără implicarea responsabil din cadrul autorității publice. Nu vorbesc numai de vamă, inclusiv vamă. Și poate până la ce mai înalt. Deseori se zicea că și politicienii ar fi cei care protejează aceste scheme sau ajută ca să fie făcută această contrabandă, deoarece însăși responsabili dintr-o structură sau alta au fost promovați de anumiți politicieni. Noi tot am mai făcut niște permutări de anumite persoane care erau prin posturile vamale sau prin alte structuri antifraudă în cadrul serviciului vamal, n-aș vrea să nominalizez, că știți, nu o să primească corect atât timp cât nu am o hotărâre că trească revocabilă prin care persoana e condamnată pentru săvârșirea actului contrabandă. Deci eu nu o să nominalizez persoane, dar a fost așa ceva, avem astfel de informații, dar avem proprii. Să înțelegeți, contrabandă e un fenomen din ăsta care el rar lasă urme. Dacă s-a introdus o partidă mare de carne, da? un tir de carne, și el s-a vândut la negru aici, în teritoriul Republicii Moldova. El, pe baza date, noi nu o să-l găsim. Deoarece el a ieșit de Republica Moldova. Fie o să-l identificăm ca a fost un abandon adică acea marfă cumva s-a alterat, fie a ieșit de Republica Moldova. Tranzitul ăsta documentar, persoanele care au fost permanent implicate în chestii de contrabandă, sunt niște persoane foarte inteligente. Nu fiecare om se apucă de senat o anumită schemă sau de, cum spune, de elaborat un anumit proiect. De multe ori ele au elaborat în afara serviciilor vamal și pur și simplu erau pus pe masă și era extins pe tot teritoriul Republicii Moldova. Și birourile, întrucât erau separate, nu prea știa biroul X, persoana X, erau anumite persoane din cadrul serviciilor vamal care coordonau toate mișcările respective.
dar să cauți urmele mijlocit cumva documentate, e cam dificil. Avem câteva subiecte acum care le examinăm, care lasă urme, da? Astea noi le examinăm. Finalitatea nu pot să vă spun la moment, deoarece să vedem parcurs. Dacă sunt bănuieli destul de bănuieli sunt rezonabile, dar dacă o să putem să le conturăm ca o învinuire ca o infracțiune. Da. Și apoi e multe alte momente, dar cum dacă s-a dus, spre exemplu, nu știu, mobilier, da? El a fost declarat ca fiind un mobilier de o anumită categorie, dar de fapt era marfă de acoperire și acolo era un mobil mult mai scump. Documentale au fost perfectate, tot ok. S-a declarat scaun de o anumită calitate, dar s-au comercializat numerat. Și atunci diferența de preț este în câștigul unii s-o identificăm. Da, sigur. Care aduce marfa, da? Numerarul, da. Aveți de lucru. Da, de lucru. Este în momentul dat încă urmează să-l cizelăm. Noi avem mai multe proiecte acum care sunt derulare. Și dacă o să vă întrebați care sunt priorități, atunci o să le spunem și o să vă spunem în ce care sunt planurile noastre, chiar pe termen scurt, pe termen mediu. Ajungem și la priorități, dar vreau să ducem gândul până la capăt și după contrabandă și despre corupție. Mulți ani la rând s-a vorbit că această corupție este de proporții mari în cadrul serviciului VAMAL și că sunt vame și iarăși care au averi nejustificate pe care nu le pot dovedi. Acum scăpați de acești oameni, aveți cum să îi înlocuiți cu alții? Ce se întâmplă, iată, la capitolul ăsta? Cum scăpați de corupția din serviciul VAMAL? În primul rând, e greu de identificat complet acești oameni. Bine, haideți că o parte au mai plecat, unii pe drum, alții rapid s-au reprofilat și s-au făcut în victime sistemului. Sunt persoane dese, corupție există, există și la moment. Pot să afirm că poate nu într-așa proporții, dar se mai practică acte corupții. Ele sunt, cum s-ar spune, pe cont, cum vorbesc oamenii și între ei unii, fiecare pe contul lui propriu. Au fost perioade diferite în cadrul serviciului uman. A fost perioade când s-au colectat bani pe orizontală, s-au transmis pe verticală. Cel puțin m-am asigurat, și sper că așa și este, că lucrez în funcția de director al serviciului uman, cu certitudine pot să afirm că nu am luat o leomită și n-am să iau. Am evitat din start toate circunstanțele care ar putea să genereze așa astfel de fapte. Am întreprins măsuri de a mă înlătura de la funcțiile cheie, să-i spunem, anumite persoane. Bine, mulți au plecat benevol, nu pot spune. Și nu pot să învinuiesc toți de acte de corupție. A fost o presiune din asta publică, prin care multe persoane au plecat din considerent că era o presiune publică și s-a invocat faptul că a fost implicat în acte de corupție și deja nu au mai rezistat. Și a spus că eu, decât să fiu permanent cumva taxat public, s-au retras. Foarte multe persoane m-am făcut anumite permutări, cel puțin m-am asigurat la moment că am tăiat acel nod gordian, da, prin care banii erau colectați pe orizontală și transmiteau pe verticală. La moment, corupție există în posturi. Eu am transmis un mesaj clar la colegi. Asta este un act intolerabil. Persoanele care vor fi identificate vor fi atrase la răspundere în cel mai dur mod. Pentru ei, în situația în care, într-un anumit post VAMAL, va identifica niște formule din astea prin care de partajare, de colectare și de redistribuire a mijloacelor financiare, la pachet cu ei va pleca și șeful și alți responsabili de ei mijlocit, deoarece înseamnă că nu pot gestiona activitatea în acea subziune. Sunt anumite subziuni care avem dubii și suspiciuni că la moment se mai colectează bani. I-am luat la vizor. Dar care sunt aceste subdiviziuni sau nu vreți să le spuneți? Eu știți, în unele de ele mai efectuăm careva acțiuni procesuale în colucrare cu alte structuri și n-aș vrea acum. Ele sunt niște puncte care la noi tot lumea s-a orientat pe timpul posturile care erau cel mai mult traversate. Este vorba de Leușeni, Sculeni, Giurgiulești, Otaci, Criva și acolo mai sunt persoane care încă mai admit acte de corupție. Îi cunoaștem, pur și simplu mai greu de prins. Dar cu timpul îi vom înlătura în general din acele subziuni. Dar sunt și alte posturi care nimeni nu știe de ele. Adică cum să nu? Iată așa, sunt niște posturi micuțe. Despre ele. Și acolo, cum, am vedere că niciodată nu au fost vehiculate în public. Și acolo se colectau poate câteodată mai mulți bani decât într-un post de asta.
Și am trebuit să permutăm niște persoane, să-mi dăm seama de fapt că s-au redirecționat și anumite linii de transport odată cu persoanele respective. Fluxurile. Da. Noi avem 67 de posturi vamale, peste tot imposibil să facem o monitorizare de plină. Dar 67 nu sunt prea multe. Sunt prea multe și asta este un domeniu care noi îl studiem acum la moment să examinăm posibilitatea de a ne retrage din anumite posturi, de a contopi careva posturi vamale. Comasa. De a comasa, da. Câți angajați activează în sistemul vamal? Conform stat de personal, 1721, de real, acum la moment, ținând cont că e moratoriu, 1537 ieri, dacă nu mă greșesc. Și e greu să găsiți persoane care e foarte greu. Problema, fie angajate în serviciul vamal? Problema cadrelor nu este numai o problemă în cadrul serviciului vamal. Problema personalului, unul competent și a doilea onest, corect. Noi am făcut niște concursuri acum, eu sincer vă spun... Încă nu aveți adjuncți? Cu adjuncții tot este o problemă foarte mare. Sincer vă spun, iată acum sunt în proces de examinare două candidaturi, sper că vor trece acest test de verificări prealabile și vom putea numi persoane în funcție respectivă, deoarece eu singur real nu fac față, nu pot să neg chestia dată. Multe persoane au vrut în calitate de adjuncți, care nu... Nu le-am agreat, alții care le-am propus și am discutat, mi s-au părut destul de competenți și oameni, au refuzat. De ce au refuzat? Au refuzat în primul rând pe faptul că urmează a fi expuși public. O persoană competentă cu experiență în anumit domeniu, foarte dificil de identificat, care nu, să-i spunem, nu are un schelet în șcaf. Dar dumneavoastră, în dulap, dar dumneavoastră sunteți un model, iată. Nu ați renunțat, ați venit? Eu nu pot să spun că eu... Ați lăsat deputăție, ați venit la serviciu vamal? Eu aș vrea să am un mesaj pentru toți colegii noștri, care nu au fost implicați în acte destea mari și chestii destea urâte, el poate să lucreze în continuare fără să fac probleme. Eu sunt departe de gândul că dimineața până am venit la serviciu n-am încărcat și eu câteva reguli circulației rutiere. Haideți să fim realiști, noi nu o să găsim îngeri în sistemul de administrație publică. Dar pur și simplu, iată, chiar să luăm serviciu vamal, da? El a fost un schem închis. Am făcut cunoștință practic cu aparat central tot colectivul și am discutat. Fiecare am luat experiența în parte, de câți ani activează. Persoanele activează de la 10, sunt persoane de 27, de la fondarea serviciului vamal, de 30 de ani zile activează. În 30 de ani zile, fiind un schem închis, știți, s-au contopit între ei, adică popular, cum se spune, s-au nănășit, cumătrit, chestii în genul dat. Și iată când mă uit în multe mesaje din astea, eu primesc o grămadă scrisori anonime, prin care formularea din asta, în serviciul vamal permanent au fost mai multe grupuri de interes. Și în funcție de cine a fost la conducere, permanent s-au preschimbat. S-au reintegrat, s-au permutat. Unii acum au dominat, da, alții... Iată acum sunt în funcție de inspectori simpli, persoane care anterior au fost vicedirectori. Șef de posturi sunt inspectori, nu știu, prin ce post pe acolo, că îți trebuie câte jumătate de oră să-l cauți, măcar să știi unde lucrează. A fost o permutare de asta permanent, ca mai multe grupuri de interes. Ei se cunosc foarte bine între ei. Și când este unul cumva puțin avansat, cealaltă echipă începe să-l măscărească într-o anumită măsură și să scrie tot ce se cunoaște despre el sau despre echipa care a lucrat. Și atât general, care dumneavoastră, dacă o să mă transmit colegii diferite comunicate desea publici care le mai pun anumite persoane, că iată persoana X a fost, este, atentează grav la securitatea economică a Republicii Moldova, ele sunt toate formate desea model, știți? Adică s-a investit în niște persoane încă foarte mult că să înveți să scrie și aștia permanent toată ziua scriu. Este, atentează grav la securitatea economică a Republicii Moldova, a gestionat diferite scheme, contraband, Transnistria, țigări, Fihrimbar, ce. Și plus aceasta, el este cu mătru cu anumite persoane și acela, într-adevăr, l-a identificat ca fiind implicat, care a fost nemijlocit, documentat ca fiind implicat în scheme de corupție și de contrabandă și el a lipit într-o anumită măsură și încearcă deja să spală persoana respectivă că el este corect. Nu, n-ai cum. Și mai mult că atât, majoritatea din colaboratorii de regiune au mai lucrat prin posturi. Care au lucrat prin posturi, eu sunt sigur, cândva mai încălcat cu dreptul stângul. Asta au fost, timpurile au fost diferite. În serviciu vamal, dacă o să luăm pe ansamblu, mesajul, deja am 4 luni zilnic activez, am vorbit cu mulți colaboratori. Și mulți am comunicat în felul următor, domn director, la o anumită perioadă au fost anumite situații. Mi-au spus, facem așa, am făcut așa. Chiar pe domeniul antifraud, da? Mi-au spus că să nu ne implicăm să lăsăm anumite linii să funcționeze. Noi, ca funcționari publici, le-am lăsat. Acum îți pun întrebarea, au făcut el corect atunci sau nu? E tare dificil. Deci am pornit o altfel, o puțină abordare, poate unii ori să mă taxeze pentru genul dat, dar dacă o să dau curs la toate
scrisorile și toate fanteziile astea care le primesc zilnic despre toate persoanele, în general nu ar trebui să comunic cu nimeni. Ar trebui să mă încui în birou, să blochez acolo și nu discut cu nicio persoană, deoarece în anumit perioadă de timp am fost implicat în anumite acte. Apare altă întrebare, atunci ce poți face? Nu poți doar să lichiezi serviciul vamal, nu poți să deschizi din funcție 1500 de persoane. Plus asta, un vameș care competent, deoarece activitatea vamală e o activitate foarte complexă, care îți cunoască tot cadrul normativ, în partea și ține de... Este un organ de administrare fiscală, așa, în primul rând, deoarece colectăm taxe, impozite, care sunt diverse, în diferită natură, implică cunoștință atât la clasificare, evaluare, taxare, un volum foarte mare de informații. Plus la aceasta și domeniul antifraude, tot este acoperit. Pentru a crește un colaborator vamal, am luat și am examinat cu colegii de la Centrul Institutului un ciclu complet, este minim 2 ani zile. Acum, ce să faci? Să lichidezi complet serviciul vamal, să angajezi alte persoane. Sau deja să începi să tragi cumva o linie și să identifici și alte persoane cât de cât o este și să le promovezi. Sânge proaspăt trebuie să aduceți, pentru că se consideră că totuși prin această metodă ați putea să faceți un pic de curățenie inclusiv și de acord în cu acest sistem. Asta și facem. Am început două etape. În primul rând, pe anumite segmente, chiar pe locurile care erau vacante și alte persoane care au plecat, fie binevol, fie forțat, fie din cont propriu, la caz la caz. Pe domeniul antifraudei am încercat să identificăm foarte multe locuri vacante, s-au făcut, generic așa vorbim. Am încercat să identificăm alți colaboratori, cât ori cât profesioniști și cel puțin aparent integri, care să-i transferăm încoace în cadrul serviciu vamal. Activitatea de serviciu vamal e destul de interesantă și mulți, poate prin tentație, ar vrea să vină încoace să activeze, deoarece este o activitate vastă, este foarte mult de lucru. Pe alte segmente, am, pentru funcțiile vacante, tot creat parcurs, la caz la caz, putem să discutăm aici. Pentru 50 de funcții vacante au concurat, dacă nu mă greșesc, 350 de persoane. Înseamnă că e solicitat acest job. Da, dar mai este o nuanță. Eu, de parte, gândul că toți acei 50 care au câștigat acest concurs sunt bine intenționați. Adică ei vin cu scopul? Vin cu scopul, cum au venit și mulți alții, pentru a văd în acest serviciu vamal cu o sursă de bogățire ilicit, să-i spunem așa. Deci, ce avem noi în cadrul serviciu vamal la moment? Toți colaboratorii serviciu vamal sunt foarte buni, competenți, onești, sunt și mai puțin onești, sunt și corupți. Avem tot felul așa, dar ei nu sunt altceva decât sunt cetățenii Republicii Moldova. Este ceea ce a crescut societatea până la moment. Este o reflexie a societății. Nu trebuie să spunem, să ne ascundem și să fim corecți cu noi și să spunem lucrurile pe nume. Corupția nu este generată din cer. Din cer. Corupția este un act prin care două persoane sunt avantajate. Așa, una care dă, comite un act de corupție, care dă această mită și una care o ia. Și respectiv, atâta timp cât actul acesta ilegal avantajează ambele părți, el e foarte dificil de identificat. Și deja noi trebuie să mergem probe indirecte. Iată, spre exemplu, se importă, cum am vorbit inițial, da, o cantitate, un container, da, de anumite produse. Sau un tir, da, cu anumite produse. El, conform declarației vamale, declară anumite bunuri. Ajunge la un funcționar vamal care verifică acest bunuri și când ne uităm pe baza de date, da, ne uităm pe baza de date, respectiv, dacă este redirecționat clar, o să avem mai mult sistemul de analiză a riscurilor, e unul care e ok, dar în proces de perfecționare. Este redirecționat pe roșu și acest camion urmează să fie verificat total, control fizic total. Și când ne uităm că acest camion a fost verificat în timp de 2 ore sau 1 oră sau 30 de minute, ceea ce este imposibil, atunci deduce anumite sau nască anumite suspiciuni. Controlul respectiv nu a fost efectuat iar corect. Dar aceasta noi constatăm post-factum de multe ori. Și atunci, pentru a face o reverificare, deja e dificil. Cum ar face, poate mai fi identificat. Avem anumite suspiciuni în privința colaboratorului respectiv. Dar nu cumva prova. Iarăși trebuie să le controlăm în timp. Sau mai este o problemă în cazul serviciu vamal, deoarece permanent se vehiculează că ar trebui peruntați oamenii depus într-un post în altul ca să asigurăm o trasabilitate. Este și chestia dată, da, e pe locuri funcțională. Dar e cam dificilă, că funcționarii publici, în special în serviciu vamal, ei se specializează pe anumite domenii. Și iată, spre exemplu, dacă noi o să luăm un funcționar public din postul vamal, Rezina, și o să-l aducem care, sau la Lipcani, da? Unii are o singură declarație pe lună, care dacă o completează acolo, sau avem postul în general care nu are nicio declarație vamală perfectată, niciuna. Și noi să-l aducem la postul vamal industrială, da? Din oraș, unii au un funcționar vamal, are 80 de declarații pe zi. Noi să-l blocăm, absolut, complet. Da. Specificul diferit, fiecare post vamal specificul și ciclul de
de importuri este complet diferită. Deci e cam complicat să faci permutările astea așa aleatoriu. Așa am fugă să vă întreb despre importul de mașini, importul de piese de schimb pentru mașini, pentru că s-a făcut multă zarbă și în jurul acestei probleme. Pot să răspund pe mai multe dimensiuni și un proces tare complicat. Iată, noi ce avem cu piesele autouzate, da? Sunt mai multe versiuni, cum a apărut însă și această interdicție. Unele versiuni spun în felul următor, cum au fost înțelegerile de cartel, prin care favorizat mare importator de piese auto, este, are drept la viață și așa versiuni. Alta spune în felul următor, nu, că s-au limitat aceste importuri pe motiv că de protecția mediului. Este și așa versiune. Acum este un proiect de lege prin care e liberalizat. Ne-ați fost și funcționar în cadrul Ministerului Mediului. Da, am fost și funcționar în cadrul Ministerului Mediului și viceministru și șeful Inspectoratului Ecologic, cunosc domeniul. Iată, cu piesele auto, nu vă spun, eu pot spun foarte multe lucruri. Cu piesele auto uzate, colegul, fost coleg de fapt, că am fost și deputat în perioada timp, domnul Alaiban a anunțat acest proiect de lege în legislatura precedentă, prin care s-a propus ca să fie legalizat importul pieselor uzate. Deja când am venit în cadrul serviciului vamal, eu spun pentru acest proiect de lege în ce considerent. Eu am înțeles deja în câteva luni de zile că noi să luptăm corupția așa ad hoc, asta este imposibil. De aceea am decis, colegii, hai să excludem acele circunstanțe care generează aceste acte de corupție. Actele de corupție sunt, în principiu, generate prin majoritatea prohibițiilor care sunt la momentul Republica Moldova. Adică, noi nu suntem producători de piese auto, dar totodată am stabilit prohibiții la import pieselor uzate. Multe mijloace de transport deja care s-au învechit, sunt piese nici nu mai sunt, unu. Doi, fie sunt foarte scumpe sau de calitate foarte proastă. Ele se aduc din anumite țări în care garanția calității nu există. Deja unii agenți economici, unii persoane declară că este mult mai convenabil ca să cumpere acel pies auto. Dar eu vă spun propria experiență. Eu am un Toyota Corolla din 2005, care ia pur și simplu deja anumite piese nu se mai produc. Eu nu trebuie să caut exemple în alte părți. Și mașina este învechită, la ea pur și simplu piesa nu există. Eu tot sunt în situația acelui cetățean în care pur și simplu iată acum ca director serviciu vamal nu se mă duc nicăieri la o dezmembrare de asta să caut. Dar în mod normal oamenii se duc și caut la dezmembrări. Însă și stațiile de dezmembrări toate sunt ilegale. Deci însăși și acum la noi ce se întâmplă? Majoritatea importurilor de astea clandestine care se aduc inclusiv prin coletele care se transmit, prin bagajul nesoțit, care se transmit cu concetățenii noștri din diaspora, ele sunt pline cu piese de astea auzate. Deci e pentru a exclude corupția și atunci când vanșul depistează, da? Vanșul deschide acel portbagaj, cel actul de corupție sau această neglijență, să-i spunem, dacă nu puteți să-i vinuim toți de corupție, este foarte simplu, poate să vadă că vede acele piese sau nu le vede. Pentru ce noi nu oferim posibilitatea populației să pună o declarație vamală, să declare, să plătească niște drepturi de import, o sumă anumită, simbolică. Că nu o să ridicăm noi bugetul economiei Republicii Moldova pe taxe care sunt perceput la piese autorizate. Dar persoanele să nu mai fie tentate de a procede la acte. Noi am criminalizat societatea. Prin toate interdicțiile astea care s-au pus în timp, de fapt noi n-am făcut altceva decât să criminalizăm societatea, să impunem niște acțiuni ilegale. Aceeași chestie cu bagajul nesoțite, aceeași chestie cu produsele alimentare și multe alte domenii. Este în paralel cu proiectul care este înaintat de serviciu vamal, cu proiectul care înaintat de colegi cu privire la legalizarea importurilor pieselor autouzate. În serviciu vamal deja am elaborat proiectul și am discutat cu colegii în partea ce ține de mijloace de transport auto înregistrat în alte state, adică cu numere străine. Este proiectul practic definitivat, urmează să discutăm pe platformă parlamentară forma cum va fi înaintat, deoarece noi la moment Republica Moldova avem perioada 2006-2019, importate peste 156.000 de mijloace de transport declarate prin acțiuni, care undeva 90% noi considerăm că el nu mai există. Cetățeanul a importat, n-a achitat dreptul de import și le-a comercializat la dezmembrări. Stațiile de dezmembrări sunt ilegale toate. Toate sunt ilegale? Nu, sunt reglementate cel puțin. La moment nimeni nu activează. Ele, în mod normal, ar trebui cum în toată Uniunea Europeană. Fie ca niște magazine, să spunem așa, da? Prin care acele mijloace de transport fie dezmembrate, fie aranjate într-o anumită ordine, să dispun un aparat de casă și să îți părească să elibereze un bon de plată. Pentru aceea să plătesc impozit. La noi, cumva s-a conservat problema dată din 2006 și acum ele, multe probleme din astea au explodat. Oamenii doresc o reglementare și o soluționare a problemelor cât mai rapidă. Ele puțin necesită și niște analize și niște detalii. Să nu încercăm să legalizăm mai mult și niște chestii din astea și să deschidem vreo linie de contraband sau ceva genul dat. De ce noi acum suntem în procesul în felul următor?
dacă acele mijloace de transport, auto, care au fost declarate prin acțiuni, cumva să le stabilim o taxă pe care cetățenii real, chiar dacă construiam un joc de transport, se poate să le devamie, să achite o anumită taxă și să scăpe de acel mijloc de transport, care nu mai există ceva. Deoarece în baza datelor de servicii vamale figurează. Nu am făcut o analiză care sunt resursele administrative statului pentru a documenta un caz de asta din încălcare, deoarece din declararea mijlocului de transport prin acțiuni, încălcarea acestui termen, atrage răspundere contravențională și respectiv cu impunerea plata dreptului de import sau la valoare, contravaloare în mijlocul de transport în situații în care nu mai există. Și dacă luăm un mijloc de transport cu vechime mai avansate, în mediu noi am calculat cu valoarea dreptului, contravaloarea acestui bun care se încasează la buget public național decât serviciul vamal prin decizie, este 35.000 de lei, apoi atunci resursele administrative nu le costă la 15 până la 20.000 de lei. Plus aceasta noi am încărcat complet toate jumătate din serviciul vamal. Echipele mobile caut să identifice acest mijloace de transport, procedurile, secțiile proceduri contravenționale, au câte 200 dosare în procedură, ceea ce noi am pus o sarcină excepționale, deja le-am blocat cu tătul și atunci statul este cu interesat cumva să scoată această sarcină pe organele vamale, să încasează niște drepturi din port. Numai în moment aici, am vrut să precizez. Oricare nu vor fi soluția, iar vor fi foarte multe persoane nemulțumite. De ce considerăm? Eu ca consumator, de bună credință în cazul dat, am procurat un mijloc de transport, am achitat drepturi din port, am achitat acces la vamă. Fie direct când am portat mijloc de transport, fie indirect deja când procur mijloc de transport. Noi avem peste 1 milion de mijloace de transport. Respectiv, 1 milion de cetățeni au achitat aceste drepturi din port. Altă parte, 150.000 de cetățeni, nu au achitat aceste drepturi din port. Acum, dacă noi vom exonera aceste drepturi din port, ce or să spun acele persoane de bună credință care au achitat? Totodată, dacă vom pune mare, persoanele care nu au achitat nu or fi, de acord că e prea mare. Și acum să identificăm o cale din asta de mijloc o să fie foarte dificil. Dar ne asumăm dau seama că noi am mai putea discuta o oră, domnule director, de la 1 ianuarie 2023 va intra în vigoare un nou cod vamal. Ce modificări aduce? E foarte substanțiale, vorbim două ore. Dar spuneți-le așa, cele mai importante. Pentru agenții economici vor fi modificările în sensul, vor fi simplificate procedurile vamale, trecem la procedura de declarare electronic complet, dar noi și parcursul anului vom trece anumite regimuri vamale, sunt facilitate, sunt contorate acele răspundere care pentru diverse încărcări care la moment sunt reglementate în cote procentuale, ele vor fi în sume fixe. Sunt anumite facilități în raport cu regimurile vamale, se introduce posibilitatea amânării drepturilor de import, asta este foarte important, la moment nu există și multe, multe alte aspecte, acum să le enumer toate, m-am contrat piesele de bază numai. Dar printre priorități, iată, în 2022... Prioritățile sunt... Ce probleme se regăsesc? Ce aspecte problema de bază care noi o vedem... Discutate și soluționate. Problemele pe care suntem într-un raport de conlucrare foarte mare cu Uniunea Europeană în partea ce ține de facilitarea anumitor aspecte de comerț. Noi... Prioritatea numărul 0. În acordul de asociere pe care l-are Republica Moldova cu N-am discutat despre probleme care sunt ridicate de agenții economici, dar vreau numai în trei cuvinte să spun în felul următor. E procedura cu zonele de control vamal intern. S-au vehiculat în diferite versiuni că aceste zone de control vamal intern au fost ghidate de anumite interese particulare când s-au creat ele. Este vorba de anumite terminale vamale și servicii care sunt prestate. Agenții economici foarte tare nu sunt de acord cu faptul că urmează achit din taxe percepute din agenții economici privați, partea ce ține de parcare, de diferite proceduri de cântărire, de descărcare, încărcare a mărfilor și așa mai departe. Într-adevăr, care sunt percepute. Problema care este, statul nu dispune de niște locații speciale amenajate, unde vor efectua aceste proceduri de control vamal, din care considerent unul din proiectele de bază este construcția unui terminal vamal modern, multifuncțional. Unii lumea să înglobeze în sine toate aceste zone de control vamal interne. Și ați identificat locația? Da, este identificat locația. Așteptăm acum avizul Uniunii Europene în partea ce ține de cofinanțarea acestui proiect. Din partea Uniunii Europene, după cât cunosc, o să fie un proiect cofinanțat în proporție de 30 de milioane de euro. Noi dar la cât se evaluează proiectul? La 60 de milioane plus minus, dar vom vedea în funcție deja când... Noi avem un proiect deja care anterior să nu fusese elaborat, dar era după o altă formulă, gen parteneriat public-privat. Noi nu suntem de acord să mergem pe așa formulă. Noi considerăm că statul urmează să-și construiască această zonă, un teren. Ce înseamnă zona de control? Nu trebuie și un teren, să-l asfaltăm, să creăm acele utilități necesare pentru a
joc transport poate fi, deci, desigur, scanare, analiza riscului, monitorizare video și multe alte aspecte care vor soluționa atât problema corupției, în primul rând, asta e una din probleme de bază, și, al doilea moment, va facilita pentru agenții economici însăși efectuarea acestor proceduri de control vamal. Noi vom avea o practică unitară, este identificat locația, practic noi... Unde ați identificat? În regiunea aeroportului. Este o locație destul de ok, e la intersecția mai multor drumuri publice. Pentru, problema de bază este pentru a scoate aceste terminali vamale care sunt acum în oraș, care blochează pur și simplu oraș și îngrevează însăși circulația transporturilor. Deoarece agenții economici, majoritatea cazurilor, transportă mărfuri cu tirul. Tirul nu chiar sunt atât de manevrabile permanent pentru a le... Și apropo, deseori se creează cozi în vamă, da, se creează cozi în deci vamă. Nervozitate, supărare, critică la adresa autorităților vamale. Nu este mare secret, toată lumea cunoaște unde sunt cozi, acolo este arbitrariu, acolo este corupție și acolo sunt toate probleme. Atâta timp cât noi o să conturăm toate pârghiile administrative în măsură în care să acordăm unul simplu funcționar vamal dreptul de a manevra cu legea cum îi place dumnealui, atâta timp noi nu putem combate corupția și multe alte fenomene ilegale. Deci aia noi trebuie să avem un terminal vamal. Unii, distribuirea declarațiilor vamale să fie complet aleatorii după un schemă informațional, nu manual și nu în funcție de anumite preferințe, în anumite calități sau preferințe în funcție de agenți economici și brokeri vamali și multe alte aspecte. E complexă problema dată. Și asta este ca un proiect prioritar. Și desigur că doilea moment foarte important este pentru a începe totuși odată procedura de a semna acordul cu România și în partea ce ține de control comun al frontierelor. Iată, acestea sunt niște proiecte de bază care vor fi abordate chiar și la întâlnirea cabinetului cu ministrii. Pe data acum, pe 11 februarie, ședința comună a celor două guverne de la Chișinău și București. Am propus ca variantă proiect pilot începere cu un anumit post până vom sincroniza toate sistemele informaționale, schimburi operaționale de date, vom vedea cum funcționează. Avem ca proiect pilot, propunem postul vamal Cahul-Oancea, unde cel puțin traficul nu e atât de intens și multe alte aspecte din dat. Dacă vom genera și vom începe procedura aceasta de control comun, atunci ne vom asigura că o mare parte din probleme vor fi soluționate. De când la faptul că la moment suntem în proces de reconstrucție a trei posturi vamale de frontieră cu Uniunea Europeană, implicit cu România, cu România și implicit cu Uniunea Europeană, noi sperăm că totuși în viitorul apropiat ne vom integra în Uniunea Europeană și aceste posturi care le reconstruim complet acum să devină din posturi vamale de frontieră, să fie niște posturi vamale interne, tare ușor și tare rapid le schimbăm destinația dacă este necesar. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră pentru invitație și deja așteptăm următoarea invitație.